aș caracteriza în felul următor. O fată ambițioasă, puternică, punctuală, harnică și, în ultimul rând, un om bun. Pentru mine, concursul cel mai drag cred că este Miss Olimp din cauza că a fost primul și atunci am avut și emoții mai mari, dar toate titlurile pentru mine sunt importante și sunt niște realizări din visurile mele. Sincer, toate probele mi-au plăcut tot timpul, n-a fost una care m-a dat peste cap într-un oarecare fel. Eram sigură că nu câștig, pentru că eu aveam o favorită care și eu și toate colegele mele credeam că o să câștige ea. Când am auzit numele meu, am fost pur și simplu într-o euforie mare. Cred că principalul meu atu a fost încrederea în mine, pentru că ca să fii pe scenă în fața oamenilor trebuie să ai o încredere oarecare. De asta, pentru că am câștigat mai multe titluri și asta arată că nu e noroc, e ceva pus la punct, adică niște pași în urma cărora am luat aceste titluri. Cred că secretele unei femei frumoase este un somn bun, să fii împăcat cu tine, să nu invidiezi. Asta toate acționează, aura în primul rând, frumusețea feminină nu e doar exteriorul, e și interiorul, trebuie să fii împăcat cu sine ca să emani acea pozitivitate, da? O energie bună. Am revenit recent din New York, am fost acolo 4 luni, am stat la iubitul meu. Paralel cu asta am mai mers la niște castinguri, am văzut cum se lucrează în studiouri mari, am fost la niște show-uri. Acolo, ca să obții un job, trebuie să ai permisiunea de muncă, deci nu poți să faci asta cu viză turistică. Dar cred că data viitoare o să fiu mai insistentă și o să bat la mai multe uși și sigur una o să se deschidă. Înainte să merg în SUA, am mers o lună la Londra. Și acolo am avut niște colaborări cu interpreți, unul ar fi Nico Rooney și altul Raman Diamond. N-au fost plătite foarte bine, dar eu cred că asta e deja ceva bun pentru mine ca experiență să capăt. Următorul scop pentru mine ar fi deja ceva legat de un business, adică o afacere ceva, pentru că sunt și eu mare și trebuie să mă gândesc și la ceva mai serios decât concursuri. Bine, asta le voi face paralel, adică modeling-ul nu-l voi lăsa, pentru că e ceva ce-mi place și în viață trebuie să faci ceea ce ți-aduce plăcere. Peste 10 ani mă văd măritată, cu copii frumoși, dar unde? Asta nu știu, adică în ce țară, cred că las... un mister pentru mine, nu vreau să știu sincer, dar mă văd în primul rând măritată și cu copii.